domnilor consilieri, stimați invitați, astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local Mureni. Cred că va fi ultima pe acest an, doar dacă va mai apare acolo situație rectificare de buget, să zicem să mai facem o ședință de îndată sau extraordinară. Pentru desfășurarea ședinței, vreau să vă supun la vot procesul verbal de la ședința de luna trecută. Dacă l-ați studiat, cine este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate. Unanimitate. Da, dăm cuvântul președintelui de ședință să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, domnilor consilieri! O să vă prezint ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 9 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Mureni la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Mureni, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere încheiat între OAT Comuna Mureni și CMI Dr. Taban Ionită Rodica. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate de Școala Gimnazială Mureni. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2022. Ordinea de zi va fi suplimentată cu încă un proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Mureni, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, cine? Dăm cuvântul doamnei Alexandra pentru a prezenta primul punct. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 9 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Bună ziua! Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2021, adresa numărul 2852 emisă de AJFP Bacău referitoare la repartizare de sume pentru buget an 2021, conform articolului 19 litera B din ordonanța de urgență 122/2021, cât și referatul doamnei Constantinescu Mădălina, inspector în cadrul compartimentului de asistență socială cu privire la necesitatea rectificării de ajutorul de încălzire pentru combustibili solizi și lichizi pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, se propune majorarea veniturilor în trimestrul 4 la indicatorul impozit pe teren din extravilan cu suma de 6.000 de lei, majorarea veniturilor în trimestrul 4 la indicator altă taxă pe servicii specifice cu suma de 3.000 de lei, majorarea veniturilor în trimestrul 4 la indicator alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice cu suma de 61.000 de lei, majorarea veniturilor în trimestrul 4 la indicator venituri din prestări de servicii cu suma de 7.000 de lei, majorarea veniturilor în trimestrul 4 la indicator venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituții de specialitate cu suma de 9.000 de lei, diminuarea veniturilor în trimestrul 4 la indicator sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu suma de 7.000 de lei, majorarea veniturilor în trimestrul 4 la indicator subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu suma de 660.000 de lei, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 20.000 de lei la capitolul protecție civilă și protecție contra incendiilor, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 25.000 de lei la capitolul protecție civilă și protecția contra incendiilor, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 20.000 de lei la capitolul cămine culturale, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 8.000 de lei la capitolul alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 20.000 de lei la capitolul alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, virarea sumei de 5.000 de lei în cadrul capitolului drumuri și poduri, virarea sumei de 10.000 de lei în cadrul capitolului drumuri și poduri,
Majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 1.000 de lei la capitolul autorității executive, majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 20.000 de lei la capitolul protecției civile și protecție contra incendiilor, majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 25.000 de lei la capitolul alte servicii în domeniile culturii, recreierii și religiei, majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 45.000 de lei la capitolul alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 6.000 de lei la capitolul iluminat public și electrificări, majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 3.000 de lei la capitolul alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale și modificarea listei obiectivelor de investiție. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru materialul prezentat și vă invităm la discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot cine este pentru, împotriva, atunci. Vom trece la punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Ungureni la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția în modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Ungureni, județul Bacău. Având în vedere ghidul de finanțare a programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și prevederile legii 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, primarul Comunei Ungureni propune aprobarea participării Comunei Ungureni în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, investiția, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Ungureni, județul Bacău, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Fondul de Mediu denumit în continuare program. Comuna Ungureni va respecta toate cerințele programului și a contractului de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. Până la finalizarea contractului de finanțare, Comuna Ungureni va respecta cerința programului cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. Comuna Ungureni va asigura și susține contribuția financiară proprie aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului. Comuna Ungureni va asigura și susține cheltuielile neeligibile ale proiectului. Comuna Ungureni va întocmi documentația de achiziție publică, va asigura organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice. Comuna Ungureni va aproba documentația tehnico-economică DALI și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. Vă mulțumim! Vă invităm la discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Punctul 2. Cine este pentru? Conțește la punctul 3, proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere încheiat între UAT Comuna Ungureni și doamna doctor Taban Ionită Rădușa. Primarul Comunei Ungureni propune, se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 10 luni prin act adițional a contractului de închiriere numărul 1041 din 1-3-2019 încheiat între UAT Comuna Ungureni și CMI Dr. Taban Ionită Rodica, conform anexei, care face parte integrată la prezentat hotărâre, iar actul adițional numărul 4 la contractul de închiriere prevede articol unic. Contractul de închiriere a spațiului în care funcționează cabinetul medical individual Dr. Taban Ionită Rodica se prelungește pe o perioadă de 10 luni până la data de 31.10.2022. Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. Se împuternicește primarul Comunei Ungureni, domnul Vivire Vasile, să semneze actul adițional numărul 4 de modificare a contractului de închiriere numărul 1041 din 1-3-2019, prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre. Mulțumim! Dacă sunt discuții pe baza materialului prezentat, dacă nu o să punem la vot, cine este pentru? Unanimitate. Vom trece la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate de Școala Gimnazială Ungureni. Primarul Comunei Ungureni propune. Se aprobă bugetul alocat susținerii burselor de merit, de studiu și de ajutor social din învățământul preuniversitar de stat, conform ordinului Ministrului Educației Naționale numărul 5576/2001 cu 11, în cuantum de 90.000 de lei.
Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare după cum urmează: bursă de ajutor social 100 de lei pe lună, bursă de studiu 100 de lei pe lună, bursă de merit 100 de lei pe lună. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ungureni, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevii a activităților școlare. Mulțumim. Dacă sunt discuții, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2022. Având în vedere adresa numărul 2913 de 1-11 2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, trimisă și înregistrată la OAT Comuna Ungureni cu numărul 5721 din 2-11-2021, propunem aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori din Comuna Ungureni, incluzând cota aferentă contribuțiilor legale la fondul de mediu după cum urmează. Taxă utilizator casnic 7 lei per persoană per lună. Taxă utilizator non-casnic 20 lei angajat lună. Se aprobă subvenționarea de către OAT Comuna Ungureni cu 2 lei persoană pe lună. Taxa stabilită la articolul 1 va fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie 2021. 2022. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grijă Secretarului General al Comunei, Instituției Prefectului Județului Bacău, Primarului Comunei Ungureni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Compartimentului Financiar Contabil și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legale. Dacă sunt discuții pe... Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Punctul suplimentar, proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, modernizarea sistemului de iluminat public din creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Ungureni, Județul Bacău. Primarul Comunei Ungureni propune aprobarea și susținerea necesității și oportunității proiectului modernizarea sistemului de iluminat public din creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Ungureni, Județul Bacău. Cheltuielile aferente realizării proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Ungureni, Județul Bacău, potrivit legii, din surse proprii sau alte surse legal constituite, credite interne, finanțări nerambursabile. Domeniul public al Comunei va fi actualizat la data recepției la terminarea lucrărilor mai sus menționate cu elementele componente recepționate. Cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic, proiectare și asistență tehnică, punctul 3.4.3.5.3.8 din conținutul cadru al devizului general aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnoeconomice aferente obiectivelor sau proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile cumulat în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază. Vor fi cuprinse în bugetul proiectului și se vor aloca treptat sume din bugetul local pentru aceste cheltuieli până la rambursarea lor de la AFM. Cheltuielile cu consultanța sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază. Vor fi cuprinse în bugetul proiectului și se vor aloca treptat sume din bugetul local pentru aceste cheltuieli până la rambursarea lor de la AFM. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe baza materialului prezentat, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă nu mai sunt întrebări, declarăm închisă ședința. Domnule consilier, urez un an mai bun, sănătate multă, fericire și să fim mai buni ca anul ăsta. Vă mulțumesc și eu pentru participare și multă sănătate la toată lumea.
Mulțumesc! Mulțumesc!